Dacă beau acum un pahar, nu mă mai opresc. Poți să faci ce vrei. Cu păcănelele, care-i treaba cu păcănelele? Ai fost... Aveam 5.000 de mărci, pune pe roșu, pune pe negru. În 10 minute am pus-o la cur, mai aveam niciun ban. Stai puțin, mă duceam cu 500 de euro. Eu te mă mâncați aș gratea. În loc să beau, stau să joc aici. Cum ți se pare generația mea din ziua de azi? Cu TikTok-ul, cu YouTube-ul, cu chestiile astea. Știți ce telefon are Serghei, adică nu știe TikTok, Instagram, mai greu. Deci atent, trebuie să suni un prieten și să-i ceri o sumă de bani, că-ți trebuie acum urgent. Pentru un motiv, ce-ți trebuie pe-n cap, nu știu, că ai jucat la ruletă, da? Bă! Am nevoie acum repede că am o problemă de 1000 de euro. Ai nevoie de 1000 de euro, tu. Aveți 20% reducere pe car vertical pentru a afla istoricul real al oricărei mașini. Am verificat un BMW X5, kilometrajul ok, nu a fost furată, dar a avut accident și nu a fost taxi. Dar vreau să vă spun că am găsit o posibilă eroare și la kilometri, de la 80.000 la 44.000, dar în rest nu mai este nimic pe aici. Avem aici informațiile tehnice ale mașinii și mai jos avem poze cu lovitura. Ambele uși au fost lovite, pragul, oglinda și probabil puțin din aripă, în rest pare ok. Al doilea raport este gata, hai să vedem. Un BMW seria 3. Kilometraj ok, nu a fost furat, dar a avut accident și nu a fost taxi. Kilometri din câte vedem sunt ok, are doar 15.000 de kilometri. Stați să vedeți poze cu accidentul, uitați și voi. Atât de puțin kilometri, mașina atât de frumoasă și nouă. Hai pe accidentele astea. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la primul episod din noua serie intitulată La o tură. Și ghiciți cine m-a scos astăzi la o tură, nimeni altul decât Serghei Mizil. Bună ziua, cu multă stimă și respect. La o tură să-ți dau drept în... O să vorbim despre mașină și după mai răspundem la niște întrebări, dar vreau să încep eu cu o curiozitate pe care o am. Cum reușești la câți ani ai? 60 și 69. 70. Fac 70 acum, da. Cum reușești să fii atât de energic, atât de la vârsta asta? Că bănuiesc că ai un stil de viață sănătos, nu bei, mergi la sală. Cum nu vreau, domnule? Nu, dar fii atent că am spus tot timpul, deci eu beau când beau. Înțelegi? Adică beau o săptămână, așa după aia fac pauză și... Și revine corpul. Da, țin, iau vitamine, iau esențiale cu capul la vale, care e cel mai bun pentru ficat. Mănânc corect și fac mișcare multă. De ce m-am apucat de chestia asta? Tot din brigada mea care am început... De mic, din frage de pruncie să consumăm citrice, să ne învățăm alții, toți au luat ascensorul. De vreme. Ficatul. Înțelegi? Și atunci am inventat chestia asta, stau, beau, când beau. Mă rup și după aia stau cu minte. Două săptămâni. Depinde. A. De evenimente. Da, adică puteți să stați, nu aveți vreo chestie, n-are da. Două săptămâni să, mamă, nu, chiar și bea ceva, nu, ce nu, trebuie nu. Să bea ceva. Nu, am o chestie foarte curioasă. Dacă beau acum un pahar, nu mă mai opresc, poți să faci ce vrei. Și cu cât beau mai mult, adică nu mi-e rău. Asta a fost nenorocirea vieții mele, că dacă ți era rău a doua zi, a treia zi, bei două zile și gata, nu, dom'le, a doua zi mai tare. Mamă, ce ficat puternic. Da, până... transpir mult când dorm și mușchii mă asom și atunci gata, e semnalul că... E timpul pentru o pauză. Da. Am înțeles. Bun, hai să vorbim despre mașină. În ce mașină suntem? Ford Mustang. Din ce an este? Habar, nu începe cu astea, cu motoare, cu oare. Deci nu știu să fac nimic nici pe butoanele astea, am o groază de butoane. Da, bine, bănuiesc că e un an mai nou că văd că arată bine, adică... Da, mașina, da, nu știu, 2018, 2019. Ah, bombă, e bună. Dar are toate căcatele care nu știu să fac nimic. Dacă mi-o dereglează cineva, ăla sunt. Mă duc la prieteni. Până acum am avut Mercedes ăla 280, ăla care a fost, după aia nu l-am mai scos, au scos sau eu alea Seleca sau Celeca, nu, Seleca parcă era. Deci din frage de pruncie am avut la mașina aia. Dar visul meu a fost să-mi iau asta, dar aia veche. De ce? Mi-a plăcut mie când eram copil,
am găsit una super făcută, dar nu vrea să mi-o vândă. Dar zici că e nouă, din 60 și... Americană-americană. Americană-americană. Și am avut boală la Mustang și zic, hai mă, acum, pe final... Pe sfârșit? Pe sfârșit, să-mi iau și Mustang, nu? Da, da, da. Păi și cum e vorba, mai merg de 5 ori la mare, mai fac cinevelioane și m-am șutit și eu. Îmi pare genul care o să ducă mult. Abia ai făcut 18 ani, îmi pare genul, am terminat majoratul, mi-a luat mașină, mă pregătesc la viață. În care a fost toată chestia, deci eu am fost cinstit tot timpul, am recunoscut, eu nu sunt să mănânc c***at că n-am. Deci eu m-am născut într-o zodie bună, am adus-o bine tot timpul. Și pe timpul ăla și pe timpul ăsta, adică am avut noroc în viață, nu că am fost eu vreo minte luminată sau asta, prin familie, prin părinți, prin astea. Deci am adus-o foarte bine. Deci n-am fost niciodată, cum să spun, să zic așa, sărac sau să n-am, sau asta. Una la mână, a doua eu totul am luat la râs. Mie orice mi se întâmplă și la mormântări m-am făcut de cala toate. La asta, adică eu dau un râs pe orice. Orice problemă eu o iau la caterincă, nu. Și e foarte bine, e pozitiv că sunt unii care au probleme, încep să bea, să cadă în depresia aia. Nu mă, ci mă dă omor, mă, s-a întâmplat, o fac, o rezolv eu. Dar chiar vreau să te întreb, ai fost vreodată așa depresiv, trist? Nu. De mamă, ce viață urâtă. Și când făceam nenorocit pe vremea înaltă de nebunea și Ceaușescu și bă, toată miliția și toate alea, că făceam rele de tot. Nu mai le povestesc acum, să uită lumea. Le știu, așa. Le știu. La alea, a doua zi aveam, bă, ce am făcut, nu știu ce, beam o bere, ia uite bă ce am făcut, a treia bere, ia uite bă, a patra bere, bă, gămea, știi cum mai fac cu asta. Pentru cei care nu știu, ați fost... Debil mental. Tatăl a fost... Da, dumneavoastră, tatăl a fost și al doilea după cârmaciul Nicolae Ceaușescu. Dar cu alte orientări, cu alte chestii, adică, de exemplu, eu n-am fost nici utecist, nici membru de partid, nimic, bine, și mă putea să mă bage nimeni pe mine la ceea ce făceam, dar n-am avut un tată să-i, băi, eu stai așa, insi așa, du-te tu pe drumul tău și eu pe drumul meu. Adică ți-a permis să fii așa liber, nu te-a ținut din scurt? Da, dom'le, da, stăm afară cu ea, pe afară, pe la Frankfurt, pe la, cu toate, cu toți băieții de bine. Bine, mă gândeam că, cumva, oamenii vă priveau... Nu știu, ca un exemplu pe vremea aia. Negativ. Nu, dar în ideea a trebuit să fiți cumva, nu știu, să fiți un exemplu pentru ei bun. Nu v-a spus... Pentru lepre, da, dar pentru... Nu, tatăl, mă gândesc, nu v-a zis, bă, copile, nu mai face așa, că trebuie să fii un exemplu pentru societate. E, mă durea pe mine în societate și de vorbe. Spunea sau nu spunea? Nu prea spunea, mai când făceam alea groase rău de tot, îmi spunea, bă, dar e nebunit, s-a făcut, s-a avut de ăla, s-a avut de ăla, lasă-mă, mă, frate, fiecare cu brigada lui. Ai având o vârstă, ai trecut prin mai multe generații, ai văzut cum se schimbă lumea, ai prins mai multe lucruri. Da, cum ți se pare generația mea din ziua de azi, cu TikTok, cu YouTube, cu chestiile astea? Eu îți dai seama că fiind consumator și având caracterul ăsta, mai ales că rup pe TikTok-ul ăla, nu știu de ce, toți tinerii ăștia, toți vin, dar toate generațiile au venit pe mine, că am consumat cu mai multe generații. În regulă, ce mi se pare complet aiurea și nu recomand e cu năsoasele. Adică? Cu drogurile, cum, adică. Păi nu știu, că eu chiar n-am nicio treabă cu drogurile. Păi foarte bine că n-ai câte... Băi, bă, fac varză. Da, așa e, da. Varză, varză. Da. Mai bine bei, te trezește. Bine, nici neapărat să bei. Acum mai bine nici să nu bei. Acum tu ce vei, nu bem, nu mâncăm, ce să facem? Să croșetăm? Lasă-te la ce facem ceva, nu? Jucăm șah, ce facem? Bem într-un barbut. Cu păcănele, care-i treaba cu păcănele? Ai fost, ai avut vreo dependență, vreo nebunie de asta cu păcănele vreodată? Nu, niciun joc. Sau pur și simplu distracție? Nu. A, n-ai jucat deloc? Nu, nimic. Nu? Nu. Nu mă așteptam. De ce? Păi nu știu, că și eu am avut o perioadă de asta mai nașpa. Nu, dom'le, nu, m-am dus, aveam prin 7-7, m-am dus prin Germania și erau toți ei, nu știu, nu mai dau numele acum, că nu vreau să... Da. Așa, care erau mari jucători. La ruletă, la alea, la alea, la alea, la alea, la alea. Înțelegi bine, toți au pierdut milioane, n-au rămas cu niciun bani din chestia asta. Dar nu asta a fost important. Și ajung acolo, hai bă la ruletă, nu vin bă că îmi bag la ruleta voastră, ce să fac eu cu ruletă, vină bă că acolo mănânci pe gratis asta, langustă, ca aia, ca aia, ca aia, ca aia. Bine mă, m-au futut la cap, merg la Bad Homburg, habar n-aveam să joc nimic, înțelegi? Aveam 5.000 de mărci, pune pe roșu, pune pe negru, în 10 minute am pus-o la cur, mai aveam niciun ban.
Eu te mă mâncați aici, brate, în loc să beau, stau să joc aici. Stai puțin, mă duceam cu 500 de euro în baie în aia inimioară cu fată de Playboy, care oricum aia turba că eram negru puțin la culoare și nu știu ce, vorbesc în anii aia, cu șampanie Piccolo, ho, 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 un botul ăia, stau eu ca fraierul să mă uit la ăla cum dă gubila și mi-a luat banii. Du-te, m***, de aici. Da, așa e. Deci n-am avut-o pe asta, nu mi s-a părut niciodată, că, mai ales că stând între ei și niciunul nu câștigau atât, dar pierdeau după aia. Și tovarășii mei aici acum, care sunt prieteni buni, au pierdut la casinul de la sării dinții din gură. Deci mi se pare tâmpenie să-ți iau, mai ales că îți iau, alea sunt la mișto majoritatea. Știe crupierul cum să dea, am văzut-o, dacă stau între o groază astea. E greu să bați, da, e greu, da, să e greu, păi nu bați. Sau și dacă care... câștigi, câștigi joate, vă luați noroc, câștigi joate, dar... Da, domnule, vorbesc că la casinul ăsta niciodată n-am jucat, că mergi să te joci la o păcănare, să te joci la aia, asta e altă discuție. Vorbesc de casinul ăsta unde pierd aia milioane, nu? A, cu păcănelele? Ai mai dat? Sau nici cu păcănelele? Nu, n-am, dacă nu, nu am, eu n-am răbdare, nici la... table, nici la șah nu e sportul minții, m-a evitat. El pe mine, nu eu pe el. Imaginați-vă Serghei cu tabla de șah în față, gândindu-se așa două ore. Păi dacă nu-i până mută piesa, păi abia de cu tabla peste mâini, nu te treacă cu șahul tău de aici. O chestie ciudată la generația asta mea, nu știu dacă ești la curent cu chestia asta, oamenii vor să iasă mult în evidență cu hainele și dau foarte mulți bani pe haine și se mai și laudă cu ele și e o chestie, nu știu dacă poate pe TikTok. Bă, eu sunt... Știți ce telefon are Serghei, da. Adică nu știe TikTok, Instagram, mai greu. Nu, eu sunt de acord cu chestia asta, bă, mâncați aș gura ta. Dacă ei au vrut capitalism, capitalismul ăsta, asta nu înțeleg ăștia acum, capitalismul este unii care au și unii care n-au. Ăla care și-a Bentley, îl arată că de-aia și-a Bentley, nu ce să meargă, să crească găini în Bentley. Da, are ceas de 10-20 da, de mii, da, are... Bă, cu... sunt unii care epatează, dar epatează pentru că n-au cu ce să spun altceva. Da, părerea asta mea. Zic, că sunt unii cu dar dacă hainele... te îmbraci bine și faci bine și asta, și eu am haine numai de firmă, că am boală la haine astea. Acum nu, acum am mai prins de la... Sport. De la sport, ferain, da. Dar e normal dacă ai lovele... Bă. Da, ideea e să nu te lauzi cu chestia asta, nu prea da, dumne, să nu te lauzi, dar la noi după... Am și aici o explicație. Ca să vezi ce deștept sunt acum în mașină. Pică și camera, ai gândit cam mult. Am gândit, s-a muiat camera. Stai, păstrează o limită. S-a muiat camera. După atâția ani în care nu se spunea nimic și nu puteai să zici, să arăți, că de-aia ai spus, dar și chestia asta cu toate exemplele astea din showbiz și astea, care o parte bune, o parte nu sunt bune. Înțelegi? Dacă nu vorbeai, lumea a fost dornică acum să apară, să vadă, lumea curioasă să vadă ce a făcut ăla, cum și-a băgat sârmă în nas, cum a sărit cu de asfalt ce a făcut, înțelegi? Și atunci e o chestie normală, din moment ce după atâta timp nu se spunea nimic decât cum a crescut porumbul, da, sculetele, da, asta merge la vârstă, la cei care sunt mai înaintați în vârstă, dar sunt de ăștia de vârsta mea. Păi ăștia care au apărut acum, normal că asta e un trend, nu? Pentru că la noi, îți explic acum, dar să nu scadă camera și asta, la noi nu este capitalism adevărat. La noi este un ștou, un fel de junglă, o țară de o colonie în care am devenit, da. Înțelegi? Pentru că afară există pătura de mijloc unde toți au, înțelegi? La noi fiind foarte bogați și foarte săraci, noi suntem noi, Africa, nu există nivelul de mijloc. Clasa de mijloc. Și atunci normal că epatează la ce să spună, bă, vine la școală, vin cu aia, vin cu aia, cu toate că aici nu sunt de acord. Aici eu puneam uniformă, că și afară în țările civilizate există uniformă. Da, plus că sunt unii care nici măcar n-au bani. Pe ăia care n-au și bani au, mai au și fake-uri. Și pleacă, nu, dar dacă ăla vine îmbrăcat la școală și ăla vine în tenis legat cu sârmă și ăla vine, da, cu nu știu ce, după aia acolo e clar, dar la o parte devine o diferență. Da, da, da. Înțelegi? Da, eu zic că era bună ca și afară, la marile colegi, ai văzut că uniformă, bă, uniformă, lasă-mă cum... Mergi tu afară, dă-te în mergi cum vrei tu, dacă mergi acolo, mergi, mâncați aș gura ta. Astea sunt părerile mele, da, ca să nu, fie, să nu pornească diferența asta din școală. Da, mai e și problema la noi cu fake-urile. Oamenii și-au haine fake, nu știu, o pereche de încălțăminte, da, Dior la 40 de milioane și au ăștia la 150 da, de lei și apoi postează TikTok, uitați că asta e, fiecare cum... Ce le oferă societatea? Nu le oferă nimic, dar... Deci atunci, afară orice muncești, câștigi bani, aici orice muncești, du-i în gură, nu?
Da, au dorința cumva să fie bogați, să vă apară și că e tendința asta, pentru că ce se întâmplă acum? Acum au apărut foarte multe lucruri care poți să le cumperi, dar nu sunt bani. Da, așa e, da. Da, da, da. Înțelegi? Înainte erau bani și nu aveai să cumperi. Și acum omul vrea și el, că na, te uiți la televizor, îl vezi pe ăla, îl vezi pe ăla, îl vezi pe ăla în tenis și slobos la tavă să-l bată, îl vezi pe ăla. Și vrei și tu și... Și vrei și tu și atunci n-ai bani, ori îl hărești, faci și ții, ori îți pui... ceva fals. Ceva fals. Ca să fie ok, da, da. Până la urmă, nu știu, nu consider că așa rău să iei falsul, că până la urmă arată, da, în fine. Păi da, eu zic că e rău pentru că nu e calitativ în primul rând. Adică decât să dai 200 trebuie să le iei pe o imitație. De aia mai bine ți iei ceva pe la prețul ăla, Nike, ți iei cu 300 de lei. Păi da, ia-ți Nike, da, dacă vrei să-ți le alte care, nu-ți lua tu Gucci la 300 de lei. Care e Gucci, păi asta zic. Pe vrei Gucci cu 2 lei. Ia-ți calitate, ia-ți ceva cât decât să fie ok. Și media te împinge la chestiile astea. Că apar alea, că mi-am luat geantă de snow, boss, că mi-am luat aia, că am făcut petrecere la Dubai, cum te pun așa să stai, la tot din astea și înțelegi și chestiile astea. Și atunci, tu, dacă, normal că fiecare om vrea, pe când afară nu există chestia asta. Și afară, în primul rând, toată lumea câștigă, adică dacă vrea să-și ia, unul și ia. Da, că au bani, au alte posibilități. Păi nu alte posibilități, salariul mediu acolo e 2000, nu? Mediu. Și la noi salariul mediu e 300. Și chiria, gazul, mazul și toate mai scumpe ca afară. Da, da. Sau măcar ca la preț de afară și tot. Dar nu e că acum e mai scump. Sigur, tu nu-ți permiți. Nu știu, cu salariul ăla minim pe economie, cum poți tu să-ți plătești facturile? Nu știu. Poți să o sugi. Chiar, pe bune. Batistă. Și apoi te mai întreb de ce pleacă lumea, de ce nu... Păi băi, nebunule, eu am pensie 100, 1000, stai că și cu astea sunt greu, 1000, 1200. Și pe mine mă costă medicament... De lei. Okay. Dar cifre de dolari. Înțelegi? Păi și pe mine mă costă medicamentele 3000. Mamă. Fără să mai plătesc alea. Hai că eu fac alte, eu mă descurc, adică nu mă plâng. Da. Da, da. Stai puțin, să nu înțeleg greșit publicul că mă plâng, aș fi cretin. Da, bine, da. Cretin sunt, da. Nu chiar în halul ăsta. Înțelegi? Dar sunt oameni săraci de prin satele astea. Păi ce p***a să muncească ăsta? Unde să ducă? Și dacă are pensie de... Le-a venit... Mă rog, dacă se defectează la sală. Nu, cred că am fost să vin la început. Se scade toată aparatura să mă eu. Da, bine, uite, și eu pe firmă am salariu, nu mai știu cât, 19 milioane, 1900 de lei. Pune salariu acum, că foarte mulți nu și-au pus salariu și pe aia nu mai putut să-și ia pensie. Păi bine, nu mă focusez pe pensie, că plătesc, oricum plătesc, de cartea de muncă la firmă. Păi și contează pe la păi cartea de... Păi ca apoi să-mi iau banii înapoi, mie nu mi se pare o afacere prea bună. Păi stai adică aș prefera să primesc banii ăștia decât să economisesc ce înseamnă carte de muncă, să-i pun mai bine pe un card și am acolo, că eu nu cred că îi mai recuperez prin pensie. Păi și cardul ăsta ce? Să-ți vezi ce se întâmplă cu băncile cu astea, cardul ăsta peste... Păi oricum. Când ajungi tu, poate să mai existe cardul. Să mai existe bani. Vezi ce vor să facă? Da, dar ce pensia asta? Vor să dispară moneda, vor să dispară banul, vor să dispară totul. Da, acum e pensia, nu știu. Nu mă gândesc deloc la pensie. Bă, nici eu nu m-am pe mine m-am obligat, pentru că am depășit un prag anume la firmă, da, dumne, așa, mulți, și m-am obligat să-mi fac un angajat. Mulți nu s-au gândit și când ajung la chestia aia e mai nasol dacă nu mai faci altceva. Da, că investești banii bine, eu deja am investit. Și câștigi de astea, să câștigă bine. Nu începe că nu. Cea mai bună afacere a mea e internetul. Nu, cea mai bună afacere e internetul în prezent, nu se compară nimic cu internetul. Deci nimic nu se compară cu internetul. Păi atâta timp cât există posibilitatea pe un clip să iei, nu știu, există posibilitatea, nu zic de mine, să iei pe un clip zeci de mii sau pe un contract sute de mii de euro. Da, dar asta, asta trebuie să fii, să fii cântăreț, să fii ceva, să fii cineva, că nu vine așa unul pe stradă și câștigă. E nevoie de muncă, da, e nevoie de muncă, evident că e nevoie de muncă și aici. Oamenii oricum nu văd chestia asta, muncă în internet. Stai puțin, da. Că mai îți spun o chestie, că ăștia dacă închid și internetul și toate astea, ce faci până la urmă? Am bani investiți, da, aia zic că stau liniștit. Da, nu știu, mi se pare cheltuială asta cu pensia. Că asta zic, uite, la tine, de exemplu, nu ți ajunge acum să-ți plătești... Păi, dar nici nu eu nu bază, păi, stai puțin dacă că... nu investeai și aveai afaceri și așa mai departe, nu te bază nici doar cu pensie. Dar nici eu nu m-am omorât cu munca. Adică să am nu știu câte sute de mii de ani, să-mi pun salariile, să-mi pun alea, să-mi pun alea, aha, să mi-o pun. Nu mi-am pus-o. Le-am pus-o. Te-ai distrat. În continuu.
Dar chiar văzusem o chestie la un moment dat, cheltuiai foarte, foarte mult pe, pe alcool, pe, pe petreceri, pe de-astea, că plăteai tu. Era o chestie când, nu mai știu, o rudă de-a ta ți-a făcut calculul că nu e bine deloc, că cheltuiai prea mult. Cheltuiai, aveai o perioadă în care cheltuiai exagerat. Și acum, da, acum, acum să cheltuiei mai mult ca tu. Acum la restaurant te, mai, spargi, te spargi în două. Da. S-au scumpit de la rup, da. Eu am acasă un fel de mic restaurant al meu, unde vin mai prieteni, nu-i costă. Adică aici la Snagov unde stau am o fragilie de 120 de metri cu o masă de 20 de persoane unde am băutură, asta un și om nu-i care... costă pe oameni când vin? Nu, dom'le, sunt prietenii mei, nu vine oricine pe stradă să-mi ia familia. A, păi hai să mergem acolo atunci. Da? Dacă e gratis. Am băutură, ne închidem, bem un an, putem să nu ieșim. Dacă nu o să postez vreo perioadă pe YouTube, să știți unde sunt, unde mă găsiți. Și în afaceri cu... ce mai acum, dacă poți să zici pe, pe YouTube? Da, dumne, am făcut-o asta care a fost foarte bună cu, cu casele. Imobiliare, da? Da, au venit bulangie ăștia cu banca și cu astea și au stricat totul. Acum merg în scădere, piața imobiliară e în scădere, moartă! Nu? Moartă rău, da, da. Păi dacă nu mi-au dat băncile bani? Au inventat eu șmecherii, bă, ce ne-au jepcărit, ne-au futut și ne-au făcut cu dobânzi imense față de ce dobânzi e afară, după aia s-au hotărât să nu mai fac. Și apar și banchieri ăștia, bulangii la televizor, dom'le, vă recomandăm, nu luați în credit. Plus ce-a făcut cu roborul? Păi ai luat o casă acum în care plăteai 2000 pe lună și ai ajuns să plătești 4000 ceva pe lună, nu? Când e un credit, îți face în funcție de salariu. Păi și dacă tu mai ai salariu, de unde să plătești? Și cură, s-a făcut o c***nărie, da, da, da. Au inventat asta cu COVID-ul, au inventat asta cu războiul, cu moiul și cu toate c***urile astea. E o țară în care sistemul nu-ți permite să fii deștept, trebuie să fii prost. Să fii prost și să nu faci bani. Da, să-i lași pe ei să-și facă ei treburile lor. Nu, fac ei banii, fac anumite persoane bani care îi fac cu ei. Da, dacă încerci să faci ceva, să faci niște împrumuturi, să investești, să nu știu ce. Și n-ai față de băiat deștept, dar bă că l-ai prins. Așa, hai să citim câteva comentarii. Am văzut că bănuiesc că tu nu citești comentariile pe Instagram pe astea, nu. Că nu le citești. Am mai văzut eu niște comentarii de astea mai urâte. Că mă ia? Da, te mai. Pe mine le-am plăcut care mă ia că dacă hai să le dai niște răspunsuri. Dacă îți spune unul: "Bă, ce frumos ești, ce bine ai vorbit, ce spui, da, mersi, când se iau unde tine, luați-a și familia." Te mai trezești la viață, simți că trăiești. Trebuie să-i dai prin gură carne, să-i faci din astea. Să... Nu te simți bine dacă nu te înjură cineva. Nu. Dacă pui, mamă, ăsta nu mai... Dacă toată viața m-a înjurat toată lumea. Se pare că nu-i ceva ok. Sigur. Vrea să-mi ia ceasul, vrea să-mi facă ceva. Hai să vedem comentarii. Bine, nu sunt atât de multe, sunt câteva, mai rar. Spune-mi, domnule, am văzut că lumea chiar te respectă foarte mult în comentarii pe, pe TikTok și pe YouTube. Dom'le, sunt un om plăcut. Da, asta zic, lumea te respectă. Și pe stradă, când eu nu vreau să mă laud sau mor sau nu, astea fac 5-6 poze, mai ales cu tinerii. Dar aia cred că de pe TikTok. Dar ai puțin să... Să te întorc, zi. Dar ai puțin vreodată să vină vreunul să te enerveze? În realitate, bă, Serghei, nu. Să-ți vorbească urât sau nu. Să te deranjeze în vreun nu. Fel? Nu. Nu? Sau să te strige de la distanță, Serghei! Să fie deranjant într-un mod mai așa. Nu, mai mi-a dat unul și am zis să fie primit. Ai puțin să te înjure? Da, mi-a zis de mașină, când dădeam mâine, zic să fie primit, să-mi fie de bine. A început să râdă. Da, mai am de ăștia, că n-am fiind atât de atât timp online și internet, mai vin oameni, pe mine mă enervează foarte mult când țipă rău, dar tot exagerează după tine, urlă. Adică mi se pare frumos să vină, mă bucur când vine cineva și îmi spune că te apreciez, mi-a plăcut, hai să facem o poză, nu știu ce, dar dacă țipă la mine, urlă sau de-astea... Păi și urlă după tine, urlă. Da, mie nu-mi place să trag atenția, eu chiar dacă apar pe internet, mie nu-mi place să am așa mult atenția asupra mea. Și îmi place să ne respectăm, să vorbim așa frumos la un anumit. Nu, da, să urlăm, da, da. De la 5 metri, uite, eu te văd mâine pe stradă, zic, Serghei! Nu are în culpă mie. Tu te bubezi, da, tu așa răspunzi, da, Marius! Da, mă, mânca mea e în robul. Și ne înjurăm așa de la distanță, de la... Ce găsim pe aici prin comentarii, că văzusem ceva, dar... Și le-ai uitat. Da. Bine, mulți zic de chestia asta cu... Că ați fost norocos, că și... Păi da, am fost și... Nu le-am spus că am fost norocos, le-am spus eu că am inventat, eu am spus clar că am avut noroc, am exploatat comunismul și capitalismul. Eu n-am spus că am fost eu vreun geniu. Am avut noroc, le-am spus eu, ce să le fac acum? Cine să mă facă pe mine, că aveam părul la până aici și la ce comportament? Păi chiar am văzut o poză, nu știam că aveai părul atât de mare. Dar ai văzut-o pe aia care s-a rugat, zice la mine că sunt Hristos? Nu! Baba aia? Nu! Da, pe bune? Cum? Cum a fost? Era biserică, poza aia cu mine așa. Nu avea poza acasă. Îți dai seama ce s-a rugat săraca femeie zi de zi? Și ce noroc a avut că s-a rugat la mine. Doamne ajută să... Ce bine a mers!
Că și acum să moară mama, m-am rămas mut. M-a oprit un băiat tânăr, tatuat, cu mașină bună, cu astea. Dom'le, că ți-am scris acolo și mi-ai răspuns, zic, bă, nu mă ducea, că vrea neapărat să-i scriu de mână, că vrea să se tatueze pe astea cu semnătura mea. Pe cum să te tatuezi cu mine, mă, frate, eu sunt o lebră, cum sunt, nu știu, m-a încurcat chestia asta, cum, adică ce văd... Te-ai câteva zile la ea? Nu, dar ce văd ei mine, că n-am spus de că beau, că că am spart, că am mai înșel pe astea, poate nu-i place viața asta. Păi uite-te pe alea mele, că-s mai pușcăriaș, numai de pușcărie, numai Caterin, numai Vrăjel, numai bine, povești. Bine, poate i-a plăcut omul, că vreau să fiu ca Serghei când mă fac mare. Păi eu le-am spus că nu e bine să fie ca mine, că am avut noroc. Exemplu de așa nu. Da. Da, e destul de costisitor să duci o viață așa, mai ales dacă nu ai noroc și nu-ți permiți. E costisitor și dacă noroc și dacă nu te ține organismul, nu? Că ți-am zis că majoritatea tovarășilor mei au luat ascensorul. Nu majoritatea, toți din lotul în care am început când... De... Tu ai rămas capitanul. Eu am rămas, da. Pe Ronaldo. Bun, de ce nu te-ai mutat? Uite, v-am mai zis o dată, vă mai arăt ce telefon are Serghei. De ce nu te-ai băgat pe tehnologie? Pe... Că nu știu. N-ai vrut să înveți, să vezi, bă, cum o fi ba de da, mă chinui dacă nu pot la mașina asta, m-am chinuit. Am aflat după, nu-ți spun că mă fac prea de căcat. Ce? Că am boală cu astea vechi. Am aflat după un an jumate că am disc să bag aici, mi-a spus cineva. Și ascultai doar radio? Ascultai numai radio. Bine, și ai, să ai și Bluetooth. Și Bluetooth cine face? Bluetooth intră, cum știu să fac? Și cu Bluetooth ce fac? Ca idee, dar de cum n-ai aflat până acum măcar să bagi un număr în contacte? Că nu știu, știu să răspund și să închid. Mai ales că tu ai avut posibilitatea, tu bănuiesc când în România nu erau calculatoare, televizoare și astea, deja știai de ele. Da, dumne, le aveam, dar dacă n-am avut, nu ți-am spus că aveam, ți-am spus odată că aveam televizor aceeași marcă cu aerul condiționat. Și... Eu cu telecomanda de la aer, că am văzut că scrie la fel, nu m-am uitat în viața mea pe aer ce scrie și nu pornea televizorul, în spume. Și am chemat, bă, băga mea și îmi pleacă televizorul ăsta, f***o pură pe măsta. Sau că, păi, cum e, trebuie să tu ești cu aia de la telecomanda de la aer. Dă-te în slu, să te bată cu aerul tău și cu televizorul tău. Trebuia să le facă una o marcă, una o marcă. Să nu mă să scrie, să-i, tu trebuie să-i dai aia pe telecomandă. Era așa obosit, puțin am găsit-o pe masă și am început cu aia, nu merge. Bă, nu merge televizorul. Am făcut spume. Te-ai enervat, ai dat cu ea, ai vrut să spargi televizorul. Că nu dorm și nu stau în casă fără televizor. Mereu trebuie să fie aprins, deci la televizor. Da, pe știri, pe astea, pe... Păi da, uite, știrile, pe eu nu prea mă uit la știri, că mă întristează rău de tot. Păi da, să nu vă uitați la știri și bă, nu știți cu cine votați. Și votați aiurea. Păi da, nu te întristează, păi bine, și știrile, posturile de TV majoritatea sunt plătite din spate. Păi da, dar mă uit la toate. Și văd fiecare și-mi păi plac singur. Păi și ce-l vezi pe X care e plătit de un partid, Y care e plătit ce spune de un și văd ăla care vine cu o dovadă, nu ăla care spune ce vrea el. Spun că la mars în ăla, da, bun, la iarăși, dar vreau ăla care vine cu dovadă. Bine, dar n-ai văzut câte știri sunt false. Păi da-i mă, uite, se nimic. Poate fuma sau ne ia ăștia? Nu, fumează, fumează. Nu, ne taie, nu ne... Fumează, fumează. Eu sunt obișnuit cu tăiatul. Înțelegi? N-ai înțeles nimic. N-ai înțeles nici pe dracu. Cu cine ai votat? Nu. Dar cu cine? Nu vorbesc de asta pe tău. Ce, n-ai voie să vorbești cu asta? Da, nu te-ai mie, că mai au cu... Păi nu, nu vorbesc pentru că eu dacă vorbesc de un partid sau de ceva, oamenii o să zică că susțin un partid. Păi că sunt proști, eu vorbesc de toate partidele. Da, dumne, ce-mi place la unul, ce nu-mi place păi la da, altul. Da, uite, tu vorbești de un partid de exemplu și apoi partidul ăla face ceva, nu știu, clachează sau dă o țeapă. Și atunci îl măscăresc. Păi spică ție în cap, oamenii nu o să mai zică că îl măscăresc. Dar eu nu spun să-l voteze pe ăla, tu n-ai înțeles, aici nu înțelege lumea. Păi da, dar nu... Eu spune, uite-te la tot și cu creierul tău votează, da, nu ce spun eu. Tu spui asta, dacă spui, băi, eu am votat cu ăla. Păi nu, eu când am spus cu ce votez, eu tot timpul spun, bă, votați. Sau dacă nu vrei să votați, mergi și îl anulezi. Ca să nu poată să fure alții. Și nu vă luați pe telefoanele astea, ce vă minte. Cum e cu mașina? Că mi-ai zis cum e costisitoare, că bagi mulți bani în ea, că atunci, săptămâna trecută când am vorbit, mi-ai zis că te-ai dus cu ea la service. Cum a fost? A fost domne, da, mașina e costisitoare, dar sunt costisitor eu. Adică? Nu te interesează? Mergi cu ea fără să te intereseze tare, chestii sau cum? Nu pot să spun că mă iau ăștia din urmă, nu mai iau din urmă, dacă spun nu te mai iau. Și dacă mai iau? Zicem la mișto. Zici la mișto. Domne, un pamflet. Un pamflet, așa se zice. Veneam în curba aia care am trecut. Așa? Așa. Eram foarte obosit, dar la vreun kilometru jumate acolo. Și am luat o bordură și astea și mi-am futut și cauciucurile și gențile. Ma... Aici e vulcanizarea, stai să vezi. Erau vreo 2 km, era noapte, mi-era frică. M-am gândit să las mașina în pădure, nu mai găsesc. Să merg așa cu ea, dacă mă prinde un echipaj,
fiind foarte obosit, că am citit foarte mult, înțelegi? Îmi confiscă biblioteca. Și știi că este mintea mea inteligentă ce am făcut? Am venit cu ea așa. Cum? Cum? Păruți, bă, să moară mama, mașina tare, nu mi-a arătat nici pe ăsta, că erau amândouă, înțelegi că dacă e... Și mergea mașina, n-avea nimic. Nu, dar s-agea dreapta, grea. Nu, nimic, mă, perfect mergea mașina, să moară mama. Păi n-ai strâmbat jante. Stai puțin. Și ajung aici, la asta, zic, cu metra, bătut noaptea în geam, că știu bă ăștia pe aici, că stau pe aici. Zic, fă-mi și mie campană pe o parte. Și mi-a zis, nu mai e nici cauciucuri, nici genți. Mi-a costat 5.000 de euro. Mamă, 5.000 de euro? Pentru mine se iau genți, se iau cauciucuri, se iau totul, nu? Plus că am rupt și un amortizor cu flanșe, cu manșe, cu... Deci e costisitor să bei uneori. Dar n-am băut, am citit. Ai citit ca idee. Deci eu când citesc mult, dar nevăzând bine, de la litere îmi fuge, îmi fuge pagina, îți fug literele în cap și atunci amețesc. Am înțeles că ai avut o emisiune altă la televizor, ai făcut o emisiune, nu știu. Am avut televizorul mea și ASTV. Așa, și a fost închisă că... Unde rupeam în două. Nu, nu m-am mai înțeles cu, cu asociații. Au fost mai mulți asociați. O chestie tot politică, tot asta, m-am băgat eu, eu apolitic a tine, ca asta și... În fine, s-au căzut ăia, o mermeleală. Okay. Dar era Caterinca Mare. Păi zice-mă, dacă mă imitau televiziunile cu platoul meu, cu fața mea, cu... Eu nu știu emisiune. Păi nu știi, dar nu știi, nu te uiți. Acum cât timp a fost? Ei, nu începe cu astea, nu știu. Câțiva ani, mă. Păi nu, sunt 10 ani sau mai puțin? Nu știu să spun exact. Că poate... Păi ce se vede acolo? Făceam ce vreau, că era televiziunea mea. Și nu-mi dădeau amendă. Nu urmau. Păi pe net asta apărea ceva de CNA, amendă, chestii de genul. Nu, amendă au luat ăștia la Capatos, la astea au luat. Cea mai mare amendă cu mine a luat. Bravo! Și procese mi-am luat și de toate. Dar acolo nu mă băgau în seamă, dar era o televiziune deschisă așa. Fiecare pleca, mânca, se întindea, se descălța. Cum ai acum pe YouTube, gen? Da, domnule, adică nu să stai ca bou la pupitru să vină CNA-ul, că n-ai voie să înjuri, că românul toată ziua înjură, nene. Dacă stai la intersecție, auzi numai să moară măta, să-mi bag, să fac, să... Păi și cum n-ai luat amendă de la CNA? Cred că le plăcea. Să-mi dau și ei. Mai avem niște provocări de la urmăritori. Să ia provocări, și... fă-mă o provocare. Invită-mă la dans. Avem, fii atent, da. Trebuie să sun tu pe cineva la alegere, pe cine vrei tu. Da. Și nu uitați, dacă vrei și voi să lăsați provocări pentru următorii invitați, să dați follow pe Instagramul Marius Cătălin și acolo lăsați mesaje, întrebări, provocări, tot ce vreți voi. Și la Serghei aveți la fel Instagramul în descriere, să-i lăsați acolo un mesaj să... dacă vreți să vorbiți cu el, să-i scrieți ceva. Deci... Și poate să mă urmărească pe și, oricum, YouTube, și YouTube, TikTok, YouTube, aveți da. Tot în descriere, intrați acolo. Pe YouTube aveți emisiune, vă căcați pe voi de râs. Dar să fiți puțin mai mari dacă sunteți mai nu, mici. Nu, dacă sunteți mai mici, nu. Să vă pună doar pe urechi. Să nu vă uitați. Da. Bun. Deci, atent, trebuie să suni un prieten și să-i ceri o sumă de bani, că-ți trebuie acum urgent. Pentru un motiv ce-ți trece pe-n cap, nu știu, că ai jucat la ruletă, dar ai zis că nu te știe lumea cu asta. Orice, că-ți trebuie acum, nu știu, 1000 de euro, bă, dă-mi acum 1000 de euro. Hai să vedem. A, bună, băiatul meu! Ce faci, lepră, bătrână? Uite, mă învârt aici pe restaurant și stau cu mâna. Băia bun. Bă, am nevoie acum repede, că am o problemă de 1000 de euro. Da, stai să-mi bag mâna la băia. Stai acum, te fug la bancă. Dar nu vrei să fac altfel? Dacă tot e o problemă, să-ți dau niște haine de 1000 de euro și le dai lui ăla. Să fie mai simplă. Nu. Bule. Ai nevoie de 1000 de euro, tu. Spui de-astea, când eu cunosc barba. Eram într-o emisiune. Că acum te auzi lumea cât de prost ești. Și mi-a spus că să dau telefon la un prieten să vadă dacă îmi dă 1000 de euro. Zic, toți o să mă ia la Caterinca. Normal că trebuie să dau 1000 de euro, dar prin ură de zi.
Bine, vă mulțumesc pentru amabilitate, dă-te mor. O persoană care e cunoscută în mediul online și, nu știu, popular, ori cântăreț, ori fotbalist, orice, cine zici tu că nu-și merită succesul de la noi, de România? Care nu merită să fie cunoscut, care merită să nu mai știe nimeni de el. Adică nu promovează nimic ok. Nu e ok el ca om. Bă, n-am asemenea. Pentru că e o întrebare care nu are sens. Din moment ce el a ajuns tare pe chestia aia, înseamnă că o parte din public îl vrea. Cum să-i spun eu la aia? Cum să le spun eu la aia? Bă, nu-l vreți pe ăsta că nu vreau eu. Băi, nu, nu. O zic, dă-te morții, mă, cu cine se pare că nu prea și-ar merita locul. Adică că sunt unii care probabil nu fac cele mai ok lucruri și, na, sunt cunoscuți. Nu mai pe nimeni așa care... Nu. Cu aia majoritatea care nu sunt, parcă nu sunt prieteni cu ei și n-am cum să... Cam atât a fost cu acest videoclip, sperăm că v-a plăcut. Nu uitați să-l urmăriți pe Serghei, aveți toate link-urile în descriere. Și poate mai facem, vă pregătim de fapt ceva tare pe viitor, deci eu zic să stați aproape, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să primiți notificări de la clipuri. Nu cu clopoțelul, cum stați pe clopoțel? Nu știi clopoțelul? Deci când se abonează, dacă dă click și pe clopoțel, când postezi tu, le apare. Da, și pe clopoțelul ăla, că... Că dacă nu dă...